Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Finalul primei sesiuni de admitere la Universitatea Vasile Alexandrii Bacău, 2000 de candidați români și români de pretutindeni. Sfințirea Bisericii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Zborătorul de Mir și Sfânta Teodora de la Sihla la Dărmănești. Depistați de jandarm la pescuit ilegal. După finalizarea primei sesiuni de admitere, iulie 2022, la Universitatea Vasile Alexandrei din Bacău, s-au înscris aproximativ 2000 de candidați români și români de pretutindeni la studii universitare de licență și master, care au ales pentru concursul de admitere peste 7000 de opțiuni de pe programe de studii. Conducerea Universității Vasile Alexandrii Bacău mulțumește tuturor colegilor, studenților care s-au implicat în promovarea ofertei educaționale, precum și reprezentanților mass media care au prezentat oferta educațională a universității. Universitatea va face demersuri la Ministerul Educației pentru suplimentarea de locuri bugetate, cum urmează a fi puse la dispoziția candidaților în a doua sesiune de admitere. După finalizarea confirmărilor, Universitatea va anunța public locurile disponibile pentru cea de-a doua sesiune de admitere din septembrie 2022. Oferta educațională a universității include 35 de programe de studii universitare de licență, 26 de programe de master, 2 programe de doctorat, toate programele de studii fiind acreditate de către ARACIS. Perioada de înscriere pentru a doua sesiune de admitere la studii universitare de licență, 1-22 septembrie 2022, Facultatea de Inginerie, 5-15 septembrie, Facultatea de Litere, 5-16 septembrie 2022, Facultatea de Științe, 1-16 septembrie, Facultatea de Științele Economice, 31 august 12 septembrie, Facultatea de Științele Mișcării, Sportului și Sănătății, perioada de înscriere pentru a doua sesiune de admitere la studiile universitare de master, 1-21 septembrie 2022, Facultatea de Inginerie, 5-14 septembrie, Facultatea de Litere, 5-14 septembrie 2022, Facultatea de Științe, 1-15 septembrie, Facultatea de Științe Economice, 5-19 septembrie, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății. Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează doar în luna septembrie, în perioada 5-7 și 12-14 septembrie 2022. Perioada de înscriere pentru programele de conversie profesională a cadrelor didactice este 1-28 septembrie la Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe, 1-23 septembrie Facultatea de Litere și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății. Pentru admiterea la colegiul din cadrul Universității Vasile Alexandrii Bacău au dreptul să se înscrie absolvenți de liceu, fără diplomă de bacalaureat, doar cu adeverință de absolvire a liceului sau cu diplomă de bacalaureat sau diplome echivalente, înscrierea desfășurându-se în perioada 18 iulie-26 august 2022. Informații complete privind admiterea pot fi obținute accesând site-ul www.admitere.ub.ro sau pe paginile web a facultăților și www.facebook.com Universitatea Vasile Alexandrei din Bacău sau la secretariatele facultăților. Duminică 31 iulie la Dărmănești a avut loc sfințirea bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Zborătorul de Mir și Sfânta Teodora de la Sihla din cartierul Păguben, Dărmănești. La eveniment au participat preasfințitul episcop Ioachim Băcăuanul, preotul Costel Mareș, protopop de Moinești, alături de un sobor numeros de preoți. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Părinte Stareț al Mănăstirii Sihla, Preacuvioși Părinți, Preacucernici Părinți Vestiri, Domnule Primar, iubiți credincioși și credincioase, bine v-am găsit aici la Păguben pentru sfințirea bisericii acesteia închinată Sfintei Cuvioase Maicii noastre Teodora de la Sihla. Și ne bucurăm că ne reîntâlnim în frumusețea locului, mai ales că Dumnezeu a trimit picăturile sale de ploaie și picăturile de har care să facă roadele Duhului Sfânt, roadele Pământului și roadele Duhului Sfânt. De vreme ce noi primim și ne deschidem sufletele ca o floare, atunci picătura de har rodește în noi, într-adevăr, roadele Duhului Sfânt, care sunt faptele bune,
împotriva cărora nu operează nicio lege. Pentru faptul că Sfântul Pavel spune clar, credința, nădejdea, dragostea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, blândețea, împotriva acestora nu operează nicio lege. Deci fă binele și îl urmează, caută pacea și o urmează și atunci toate ți se adaugă ca niște daruri de la Dumnezeu și acestea vin ca rod al credinței noastre și al deschiderii noastre sufletești către Harul lui Dumnezeu. Am venit cu bucurie pentru faptul că știu osenelile, știu greutățile care le-ați întâmpinat până la acest moment sărbătoresc. Și este o sărbătoare la care vă invit cu pe toții ca în ziua de Paști. În ziua de Paști se spune, aceasta este ziua care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim într-o dânsă. De ziua de astăzi este o zi semnificativă pentru tot cel care iubește podoaba casă lui Dumnezeu. Este semnificativă pentru noi, fii ai bisericii, pentru faptul că adăugăm în salba de mărgăritare a locașului sfinte din eparhia noastră a Romanului și Bacăului, mai adăugăm un mărgăritar, adică o biserică nouă, care să fie spre folosul și spre drumul care îl parcurgem noi către Împărăția lui Dumnezeu. Și dacă noi nu avem scopul în viața aceasta, Împărăția lui Dumnezeu, atunci în van este toată osteneala. Deci în van va fi și osteneala celui care a contribuit la această biserică, dacă el nu crede astăzi că prin sfințire va deveni un loc de întâlnire cu Dumnezeu și o poartă a cerului. Deci aici nu ați construit o oarecare casă. Deși din aceleași materiale, deși din aceleași ciment și așa, ce a spus lemn și așa, și așa mai departe, lucruri care sunt trebuitoare la construcția unei biserici sau unei case, dar din momentul ce invocăm Harul Duhului Sfânt, care va veni din chip nevăzut și plenar, asupra bisericii acesteia, ea se preface. Se preface dintr-o formă arhitectonică, într-o formă dumnezeiască, care de fapt, cum am spus, este poarta cerului și locul de întâlnire cu Dumnezeu. Deci, Părintele Angliș, alături de frățiile voastre, ați reușit să terminați. Bineînțeles, este și un ctitor principal care a început această biserică și mă bucur pentru aceasta, întrucât s-a ajuns la crucea ei atunci când tocmai era nevoie de sprijinul cel mai însemnat, că dacă faci un zid și nu-l acoperi, atunci el se strică mai repede. Deci, slavă lui Dumnezeu pentru toate, am venit să vă felicităm, să vă binecuvântăm și să vă rugăm ca în continuare să rămâneți aceiași fideli, aceiași credincioși care răspund la nevoile spirituale, duhovnicești, dar și administrativ-pastorale ale bisericii, ale preotului în sprețe. Aici avem un preot bun, după cum îl cunoașteți, Părintele Angliș a făcut cu acrivie și cu multă demnitate preoțească activitatea sa, căruia în mod cu totul solemn îi mulțumesc astăzi pentru osteneală. S-au făcut aici multe eforturi, știu aceasta. Dar acestea astăzi se uită ca și în ziua de Paști, când ne bucurăm de înviere uitând osteneala postului. Sau ca și femeia care naște în dureri puține, dar le uită repede pentru faptul că s-a născut copil om pe lume. De aceea și noi bucurați-vă astăzi, am venit să vă îndemnăm la bucurați, să vă bucurați, să fiți atenți la ceea ce facem noi în cele ce urmează, pentru faptul că dincolo de gesturile noastre liturgice, vor fi gesturile lui Dumnezeu care lucrează în chip nevăzut prin noi. Acum, pentru ca să înțelegeți mai deplin și mai profund ceea ce facem noi astăzi, am întocmit un hrisov pe care Părintele Secretar Eparhial l-a pregătit frumos și rog în mod cu totul aparte să dea citire acestui document, care este prima fire de cronică a acestui locaș de închinare, pentru faptul că acest locaș de închinare nu s-a reînnoit, ci s-a făcut din temelie. De aceea am scris prima cronică și este important ca noi să semnăm într-un fel și cu semnătura noastră,
dar și cu participarea noastră duhovnicească la această lucrare sfântă care se împlinește prin noi. Slavă Lui Dumnezeu pentru toate și vă mulțumesc încă o dată pentru primirea frumoasă care ne-ați făcut-o aici, în orașul acesta de pomină și care domină și care dă putere celor care vin aici pentru faptul că Valea Uzului nu se uzează niciodată. Vă mulțumim! În fiecare an, prima zi a lunii august reprezintă un moment de împlinire, emoție și sărbătoare pentru jandarmii ce au îndeplinit stagiul minim în grad. Prin avansarea în gradul următor, o nouă tresă adăugată deja celor existente pe epoleți. În cadrul unei festivități organizată în prima zi a lunii august, la sediul Inspectoratului de Jandarm Județean Bacău, doi ofițeri și 26 de subofițeri au făcut un pas în față, iar inspectorul șef colonel Adrian Babi și prefectul județului Bacău, Lucian Gabriel Bogdanel, le-au înmânat însemnele de grad și felicitat pe cei avansați pentru rezultatele muncilor, urându-le mult succes în continuare în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Conform statutului cadrelor militare, gradul militar este un drept al titularului și reprezintă recunoașterea în plan social a calității de cadru militar. Au fost depistați de jandarmi la pescuit ilegal. Jandarmii băcăoani au depistat doi bărbați care braconau folosind plase de pescuit monofilament interzise de legislația în vigoare. Acțiunea jandarmilor a avut loc în cadrul unei sesizări primite de la echipa de monitorizare a Centrului Regional de Ecologie Bacău, ai cărui reprezentanți au sesizat faptele comise pe râul Siret. Un echipaj de jandarmerie s-a deplasat în zona indicată și a găsit pe cei doi într-o barcă pneumatică, în timp ce scoteau din apă o plasă de pescuit de tip monofilament în care au reușit să prindă o cantitate de pește din specii diferite, care a fost redat mediului natural din care proveneau. Jandarmii le-au întocmit celor doi bărbați acte de sesizare a organelor de urmărire penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținere sau folosire a uneltelor de plasă de tip monofilament și deținere fără documente legale a peștelui, fapte prevăzute și pedepsite de OUG 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. Actele procedurale întocmite au fost înaintate organelor de urmărire penale în vederea continuării cercetărilor și aplicării măsurilor legale. Startupele internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre, Comănești Galion. Luni 25 iulie de la ora 12 a avut loc deschiderea oficială a taberei internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre, Comănești Galion, județul Bacău. Proiectul este unul de tradiție al Crucii Roșii și a ajuns la ediția a 6-a. La eveniment au fost prezenți gazdele evenimentului. Este vorba de primarul orașului Comănești, Viorel Miron, dar și viceprimarul Comăneștiului, Adrian Ciobanu, alături de organizator Dan Marcel Babliuc, președintele Crucea Roșie Bacău, subprefectul județului Bacău Narcis Jitaru și subprefectul județului Bacău Gabriel Lupu, primar de pe Valea Trotușului și Slănicului, este vorba de Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești, Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova, Bogdan Legănuș, viceprimarul Moineștiului, deputatul de Bacău Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, colonel Ovidiu Cărășel, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, dr. Aura Crețu, manager al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Mihaela Arim, director executiv DSP Bacău, Elena Purea, sublocotenent psiholog de la Unitatea Militară 01788 Lunca de Sus, locotenent colonel Lucian Liche de la Unitatea Militară 01101 Miercurea Ciuc, dar și purtătorul de cuvânt al primăriei Bacău, Constantin Gherasim. M-am plimbat puțin și am avut ocazia să privesc Comăneștiul și de sus, nu doar vizitându-l la pas. Aș vrea să-i salut pe toți, să-l salut pe Narcis în primul rând, domnul subprefect care face o treabă bună nu doar la prefectură, și nu eu fac chestia asta. Și pe Narcis, să știți că eu l-am cunoscut nu ca subprefect, ci l-am cunoscut ca voluntar, l-am cunoscut ca om care se implica printr-o activitate de voluntariat în viața comunității comăneștene și băcăoane. Așa l-am cunoscut și așa îl regăsesc și astăzi și aș dori să-l felicit în primul rând pentru treaba bună pe care o face și în voluntariat și în prefectura Bacău. De asemenea, bineînțeles că îi salut pe domnii primari, în primul rând pe gazda noastră de astăzi, domnul primar Viorel Miron, care este un vechi susținător al Societății Naționale de Cruce Roșie, și astăzi Comăneștiul pune pe, este pe harta nu doar a României, ci, dacă am înțeles eu bine, fiind vorba de o tabără internațională, cu atât mai mult doresc să-i felicit pe toți organizatorii acestui eveniment, fie că vorbim de armată, fie că vorbim de domnul Babliuc,
fie că vorbim de ceilalți directori pe care îi salut cu căldură. Am venit nu întâmplător cu copiii aici, pentru că încerc să îi învăț în România, aici unde avem atât de puțini voluntari la 1000 de locuitori, este un adevăr de care trebuie să ținem cont că raportându-ne la media voluntarilor din celelalte state europene, constatăm că activitatea de voluntariat e una care abia începe să prindă rădăcini în România, un motiv în plus de a felicita organizarea unor astfel de evenimente și încerc să le explic copiilor încă de mici fiind cât de important este a-ți ajuta aproapele, a-ți ajuta comunitatea și mai ales ținând cont de specificul activității dumneavoastră și anume ajutor în caz de primejdie, în caz de calamitate, în caz de lucruri mai puțin plăcute care se întâmplă, să înțelegem împreună cât de important este să fii voluntar. Aș mai spune doar un lucru, mă bucuram în anul 2020, când făceam parte din Guvernul României, să aflu ce rol important a avut Societatea Națională de Cruce Roșie în pandemie. Atunci când statul român nu știa cum să aducă mai repede măști, când nu știa cum să aducă mai repede echipamente medicale, când îl auzeam vorbind la telefon pe domnul Silviu Lefter cu premierul României sau pe domnul Arafat cu Silviu Lefter și cu premierul României și discutau despre modalități concrete de a fi în sprijinul populației, că a fost voluntar și că a fost angajat al Societății Naționale de Cruce Roșie, pentru că am avut ocazia să colaborez cu foarte mulți dintre directorii de filiale din țară în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, vă mărturisesc că m-am simțit foarte onorat. Așa că, fără să o mai lungesc, pentru că aveți treabă mult mai importantă decât să ascultați politicienii vorbind, vă urez foarte mult succes să aveți în activitatea pe care o veți desfășura în aceste zile aici. Vă urez să vă simțiți cât mai bine și să aveți rezultate concrete și în ceea ce privește colaborarea dintre Parlamentul României și Societatea Națională de Cruce Roșie, deși aveți, domnul primar are chiar și un deputat de Comănești, care sunt convins că pe problemele Crucii Roșii este la fel de implicat și Cătălina. Vreau să vă spun că parlamentarii Băcăuani și Parlamentul României în general, cu atât mai mult cu cât Crucea Roșie activează în baza unei legi speciale, dedicată special Crucii Roșii, spre deosebire de toate celelalte ONG-uri din România, să știți că suntem mereu aproape. Vă urez succes! Vă salut pe voi, pe toți voluntarii. Cred că a fi voluntar e un lucru nobil, pentru că trăim într-o perioadă în care din ce în ce mai puțin găsim voluntari și de fiecare dată ne izbim de aceea întrebare ce câștigăm dacă facem lucrul ăla sau ăla. Și dacă dumneavoastră sunteți astăzi prezenți aici, înseamnă că aveți în suflet mai mult decât au alții. N-am să vă vorbesc astăzi din postura de primar, ci de fost salvator. Cu mulți ani în urmă am făcut parte dintr-o echipă de salvare. O bună perioadă de timp am fost și șeful echipei de salvare. Să nu uitați că sunteți oameni. Voi, cei care salvați, la rândul vostru, sunteți oameni. Și mi-a plăcut că a vorbit aici colega noastră de armată de acel blocaj emoțional, blocaj psihologic, cum vreți voi. Diferența între viață și moarte o face pregătirea, dincolo de celelalte calități pe care le avem noi. Eu am salvat și oameni, am salvat și salvatori. Salut în mod deosebit voluntare din județul Hunedoara. Acolo am fost salvator și m-am pregătit poate cu elita în materie la perioada respectivă. Institutul Național de Securitate Minieră, INSEMEX Petroșani și nu numai INSEMEX-ul, ci și Salvamin. Cei care cunoașteți, știți că sunt niște instituții reprezentative. Am salvat oameni arși, i-am scos din zone miniere prăbușite, am scos din subteran cadavre.
Dar ce e foarte important, am salvat salvatori. Și în acea echipă de 2 sau 3 cu aparate speciale pe noi, n-aveam alt sprijin decât colegul de lângă noi, pentru că ne bazam, eram, repet, oameni. Și îmi amintesc uneori cu furie acele vremuri, pentru că n-am reușit să facem tot ceea ce ne propusesem. Îmi amintesc de acele vremuri, poate uneori cu bucurie, pentru că mă întâlnesc cu o parte din cei pe care i-am salvat. Mă gândesc că nu mai activez de ceva ani în sistemul respectiv și cred că aș fi mai avut multe de spus. Vineri, 29 iulie, de la ora 14.30, la sediul Partidului Național Liberal Bacău, a avut loc conferința de presă susținută de deputatul Mircea Fechet, președintele Organizației Județene PNL Bacău, de profesor Ida Vlad, inspector școlar general adjunct, și de profesor Lavinia Misăilă, inspector școlar general adjunct. Tema întâlnirii a fost pachetul de legi ale educației aflate zilele acestea în dezbatere publică. Elevii care intră în clasa nouă în anul școlar 2023-2024 vor susține bacalaureatul de acest tip. Până pentru promoțiile care sunt în curs, care au intrat, de exemplu, anul acesta în clasa 9-a, vorbesc de anul 2022-2023, merg pe vechea lege a educației naționale. Deci se aplică gradual acest lucru. Altfel se va întâmpla în ceea ce privește cadrele didactice. Rolul cadrului didactic va fi adaptat prin introducerea sau prin promovarea acestui proiect de lege pentru satisfacerea cerințelor actuale ale elevilor. Profesorul va fi nu doar un om în fața elevilor care să vorbească despre anumite lucruri, ci un autor al procesului de predare-învățare, un facilitator al învățării, un mentor al elevilor, un conector între toți beneficiarii procesului educației, direcți sau indirecți, un inovator în educație. Prin consolidarea statutului social și economic al cadrelor didactice, se va adapta profilul cadrului didactic la profilul specific a nivelului de predare. Salarizarea, care este un element important, este pentru prima dată prevăzută în acest proiect al legii educației naționale pentru profesorii debutanți, care vor avea un cuantum al salariului egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 2 august, în cea mai mare parte, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Miercuri, 3 august, în cea mai mare parte, cerul va fi senin. Maxima zilei urcă până la valori de 27 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții ajunge până la 17 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.